Sărbătoarea Sfântului Andrei și Ziua Națională a României s-au potrivit calendaristic în acest an cum nu se putea mai bine, după weekend, astfel că românii vor avea 4 zile consecutive libere. Mulți dintre ei se vor îndrepta spre Peștera Sfântului Andrei, situată în județul Constanța, iar alții vor veni doar să se simtă bine la malul mării. Hotelierii au deja rezervate aproximativ 50% din camere. În perioada 27 noiembrie, 1 decembrie, avem un pachet, punem la dispoziție un pachet oaspeților noștri cu 3 nopți de cazare, cu mic dejun, plus o noapte de cazare gratuită. În data de 30 decembrie avem o cină specială cu meniu și muzică tradițională românească. Au fost cereri, da, avem un grad de ocupare de peste 50%. Cine vrea să beneficieze de astfel de servicii va trebui să scoată din buzunar cel puțin 975 de lei. Există, desigur, și persoane care și-au programat vacanțe în străinătate, dar și altele care se vor îndrepta către diferite destinații turistice din România. Cei mai tradiționaliști vor petrece 1 decembrie în țară, iar cei care au un liber puțin mai mare s-au orientat către destinații apropiate României, eu știu, Praga, Viena, Istanbul, ceva destinații în Italia, Milano, Roma, Florența. Cea mai dorită destinație a constanțenilor este Sibiul, cu prețuri ce pornesc de la 200 de lei de persoană pe zi. Și Constanța va fi unul dintre județele cele mai vizitate în această mini-vacanță. La Peștera Sfântului Andrei sunt așteptați zeci de mii de pelerini care vor ajunge din toate colțurile țării.